Salut, tauri! Voi face citirea pentru luna iulie, o lună în care nodul nord se va muta din Taur, va trece în Berbec. Să vedem relația voastră, relațiile, cum vor fi în această lună. Iată, apare un bărbat, societate. Pentru voi, pentru o femeie, dar poate fi și pentru un bărbat valabil acest lucru, întâlniți în societate. Poate la o plimbare, poate la o, eu știu, moment de întâlniți un bărbat, deci este în societate, veți întâlni un bărbat. O persoană care poate să vă aducă o veste, care poate să vă ajute să găsiți o soluție în relațiile voastre. Sau vine cu o soluție pentru voi. Deci s-ar părea că veți găsi o soluție legată de societate, de mediul natural, de mediul unde sunteți, unde trăiți și acest bărbat va aduce această soluție. Haideți să vedem ce spune tarotul druid despre voi, despre relațiile voastre. Și iată, voi aveți o inițiativă. O inițiativă care să vă aducă un aspect foarte benefic. Este o inițiativă care poate să vă să vă aducă o creștere, o dezvoltare. În primul rând ne gândim poate la ceva legat de bani, de resurse, de o afacere. Vă preocupă foarte mult acest lucru, sunteți, să zicem, foarte activi în această situație. Să vedem ce spune despre relație. Iată, roata norocului. Deci, în această, să zicem, relație a voastră, voi considerați că s-ar putea să aveți noroc. Mergeți, am zice, după acest principiu, norocul va fi de partea mea. Să vedem, voi, partenerul vostru, voi, partenerul vostru, voi, partenerul. Da. Relația aceasta a voastră are, deci, norocul, roata norocului. Am putea spune că este ceva aici, nu știu, dar relația voastră
are la bază sau situația în care se află relația voastră este roata norocului. Nu știu, poate că vreți să aveți o relație, poate că vreți să găsiți o soluție, să rezolvați ceva și acest lucru este roata norocului pe care voi vă gândiți să am noroc în relația aceasta. Dar acest noroc, întotdeauna nu știți dacă este în avantajul vostru, așa cum am spus că roata norocului să cadă relația voastră, poate fi, eu știu, putea să apară moartea și ziceam, domnule, este încheiată, se încheie ceva, dar aici norocul îl sperați. Deci, eu cred că vreți să rezolvați ceva în relația voastră, fiindcă aveți o problemă, aveți ceva. Și vreți să aveți noroc, sperați la acest noroc, de data asta să aveți noroc. Dar atenționarea este că nu veți ști dacă aveți noroc sau nu. Sperați la el. Întotdeauna această arcană vă dă sfatul, apropiați-vă norocul prin a vă dori ce e posibil, ce este drept, ce este corect, ce este adevărat, prin a fi fermi în tot ceea ce faceți, dar să vă ascundeți scopurile întotdeauna, să vă păstrați scopurile pentru voi și atunci veți primi cheia puterii. Și iată că pentru voi apare această mare preoteasă. Marea preoteasă reprezintă totuși o femeie. O femeie cu ascendent, zodie, lună plină în rac sau în scorpion. Este o femeie care deține secrete. O femeie care s-ar putea să vă dețină și secretele voastre și nu știu dacă este alături de voi sau dacă nu cumva inspiră puțină teamă, fiindcă de obicei o femeie foarte puternică, așa cum este Marea Preoteasă, ea deține secretele, ea poate să folosească aceste secrete oricând vrea ea, atunci inspiră totuși puțină teamă și s-ar putea ca voi să aveți această teamă legată de această femeie. Sau să încercați să-i aflați secrete și vreți să aveți noroc exact pentru a-i afla un secret. În orice caz, partenerul vostru sau partenera voastră are luna. Deci am putea spune un drum greu. Calea ei de parcurs este aceasta, flancată de bârfitori, de persoane rău intenționate care întind capcane, o mint, o lingușesc sau vă mint, vă lingușesc. Deci, un drum greu, o viață grea, cu probleme, cu aceasta aduce în relația voastră care o sperați de noroc. Voi aduceți această mare preoteasă cu secretele ei, iar partenera sau partenerul vostru aduce multă nesiguranță și o viață grea, deci dușmani pe care i-are. Voi gândiți la iubire, gândiți că aveți acest as de cupe care arată iubirea, iubirea pe care s-o oferiți, iubirea pe care s-o dăruiți, voi taurii. Partenerul vostru este preocupat de comunicare, gândește să comunice, să transmită ceva, deci este foarte, cum să spun, legat de această comunicare. Adică sunt gândurile, sunt lucrurile pe care le comunică, sunt, reprezintă gândurile partenerului sau partenerei voastre. Voi arătați celorlalți
că sunteți capabili să intrați într-o rivalitate, într-o rivalitate cu o altă persoană, să luptați pentru a câștiga. Aici și acest cocoș este tot în această tentă de rivalitate, dar pare să fie ca o hrăjoneală între copii. Mici minciuni, mici bârfe. Asta arătați celorlalți. În schimb, partenerul sau partenera voastră are lumea. Lumea este acel talisman al norocului. Un talisman care îi aduce o schimbare foarte puternică. Și asta văd ceilalți, că partenera voastră sau partenerul vostru s-a schimbat foarte mult. Și-a schimbat ideile, mentalul, gândirea, și-a schimbat sentimentele, sensibilitatea, creativitatea, energia, vitalitatea. Totul depinde de voința lui sau a ei. Și inclusiv acest șarpe cosmic care îi dă o protecție. Este un aspect foarte benefic acest talisman al norocului. Și iată, dacă revenim la acestea, deci, un bărbat legat de societate, de mediul vostru, va aduce totuși o soluție. Gândește la această soluție și are această soluție. O soluție sau discută cu voi și voi găsiți soluția. Soluția de a rezolva, să zicem, această situație cu lumea, fiindcă, așa cum am spus, dar și voi aveți secrete, mistere și această lume, ca lumea este jos, dar această situație cu... sunt numai arcane majore aici. Am zice că, într-adevăr, pentru voi, taurii, este un aspect important pentru această situație. Haideți să vedem, totuși, ce este cu această femeie, Marea Preoteasă. Ce reprezintă pentru voi această Mare Preoteasă? Forța. S-ar părea că înseamnă că, cum să spun, această Mare Preoteasă v-a dat sau ați aflat niște secrete, cunoașteți niște lucruri și voi vă bazați pe aceste lucruri și vă bazați pe forța voastră interioară. Pentru parteneră sau partenerul vostru aveți această lume ce aduce în relația voastră. Lumea e aici, deci luna. Luna este într-adevăr un aspect destul de tensionat. Să vedem ce se întâmplă cu această lună. Este vorba chiar de aceeași femeie. O femeie cu ascendent zodie, lună plină în rac. Această femeie s-ar putea să fie chiar relația voastră. Și ea să aibă aceste aspecte tensionate. Să vedem ce se întâmplă cu roata norocului. Veți avea norocul? Deci o să vă surâdă acest noroc așa cum îl vedeți voi. Fiindcă voi vreți cu sentimente bune, cu folosindu-vă dragostea, să vă mobilizați trup și suflet, astfel încât să ajungeți la... să aveți norocul. O regină de bute. Vorbim de o femeie cu ascendent, zodie, lună plină, în leu. Deci, legat de ea, vreți să aveți acest noroc.
Și, bineînțeles, lumea, să vedem. Fiindcă tot am pus această lume, să vedem ce se întâmplă cu această lume. Reprezintă ceva legat de o casă. Deci, dorința de a amenaja, de a cumpăra o casă, cam asta ar reprezenta. Deci, s-ar părea că voi o să ajungeți să vă rezolvați o situație, dar totuși partenera sau partenerul vostru, dar eu zic că mai repede e pentru o parteneră, are această lume, deci această schimbare profundă. Eu vă doresc numai bine. Dacă considerați că această citire v-a ajutat sau v-a plăcut, puteți să dați un like, să faceți cunoscut sau chiar să vă abonați pentru a mă ajuta să dezvolt acest canal și vă mulțumesc!